Ca de obicei, hoinărim prin Gorj. Suntem în căutare de locuri minunate, iar de data aceasta am ajuns la Turceni. Turceniul este un oraș cochet și tinde să se dezvolte din ce în ce mai mult în direcția turismului. Omul de afaceri Ion Iordache a amenajat aici un complex vânătoresc, iar astăzi mergem să-l vedem. Vedem de asemenea și cele două unități de cazare pregătite pentru turiști, precum și lacurile pentru pescuit sportiv. Complexul de vânătoare Turceni, o apariție deosebită în peisajul turistic al județului, contribuie la dezvoltarea turismului cinegetic în România. Este cel mai mare complex de acest fel din Oltenia, acoperind o suprafață de aproximativ 600 de hectare de teren pe dealurile de pe raza orașului Turceni. Solicitările de vânătoare în libertate au dus la nevoia de a găsi o alternativă pentru protejarea geofondului din apropiere, astfel că soluția a fost amenajarea unui complex privat. Care a fost motivația care a dus la amenajarea unui complex vânătoresc la Turceni? Mi-a plăcut dintotdeauna să cresc animale, așa cum v-am spus, după care a apărut oportunitatea de a achiziționa niște terenuri. E vorba de câteva sute de hectare de teren. Ulterior am vrut să le pun în valoare și cum puteau fi puse în valoare decât crescând animale pe ele, pentru că sunt terenuri care nu pot fi exploatate într-un alt fel. Pentru a putea deține aceste animale din punct de vedere al legislației românești, trebuia să înființăm fie complex de vânătoare, fie crescătorie de vânat. Am autorizat această zonă drept complex de vânătoare și am achiziționat animale din diferite exploatații din țară sau din afara țării, mai mult din afară, că în România sunt destul de puține. Și acum ne aflăm în zona de creștere a cerbilor. Până în momentul de față nu am împușcat niciun cerb, doar facem creștere. Am preferat ca la un moment dat, când vor fi suficient de multe animale sau atât de multe încât nu putem să le mai înmulțim aici, să le valorificăm în sensul de a le vinde animale vii sau, bineînțeles, care nu au o valoare genetică foarte bună, să le transformăm în hrană bio pentru oamenii care își doresc așa ceva. Despre ce efective de animale poate fi vorba în tot complexul? Avem cerb comun în jur de 300 de animale, cerb lopătar în jur de 200, muflon în jur de 100 de mufloni. Populația de animale preponderentă a fost cea de mistreț, pe care am fost obligați să îi ucidem pe toți, pentru că
am avut un caz de pestă porcină, iar legislația românească impune ca în situația în care apare un caz de pestă porcină să fie ucis întregul efectiv de porci mistreți. Densitatea populației se apropie de cea din mediul natural? E mai mare? E mai mică? Este mult mai mare, dar prin metodele de creștere și prin tehnologia pe care o folosim, performanța animalelor din punct de vedere genetic este mult mai bună decât la animale din mediul sălbatic. Putem mult mai ușor să facem selecția, putem să facem observațiile. Mai există astfel de domenii de vânătoare private în Gorj și în Oltenia? Nu, în județul Gorj nu mai sunt, nu este niciunul. Din câte știu eu, nici în Dolj, nici în Vâlcea nu este. În schimb, mai sunt în țară și sunt județele de centru nord în care au mai dezvoltat această activitate, ca să-i spun. Și am fost și în Ungaria, și în Polonia, și în Austria, și în Germania. Și am vizitat mai multe astfel de exploatații. Marele avantaj al nostru este că încă avem terenuri foarte multe și foarte bogate din punct de vedere al vegetației. Să nu mai vorbesc de geografia terenului, care este destul de favorabilă, adică de la văi unde avem râuri, izvoare, zone de pășune și apoi pădure și zone mai înalte. Speciile de cerb comun, cerb lopătar, mistreț, căprior și muflon s-au adaptat perfect condițiilor din zonă, iar liniștea spațiului amenajat pentru ele le oferă siguranță. Cerbii și căpriorii, animale atât de cunoscute nouă tuturor, se adăpostesc în zonele cu păduri întinse, care cuprind porțiuni de poieni sau luminișuri cu izvoare și surse de hrană. O apariție spectaculoasă pentru noi a fost cea a muflonilor zăriți la păscut în timpul zilei, în condițiile în care păscutul și adăpatul se desfășoară de obicei seara și noaptea. Muflonul european, numit și oaie sălbatică, este strămoșul oii domestice. Aspectul general al muflonului este asemănător cu al berbecului, mai ales masculul are coarne inelate, puternice și răsucite. Acestea cresc în spirală odată cu vârsta animalului, putând ajunge la 90 de centimetri. Femelele poartă și ele coarne, dar mai mici. Muflonul a trăit în România în trecută, dar a dispărut. În secolul 20 a fost reintrodus după mai multe încercări de aclimatizare, în primul rând în Dobrogea, centrul Munteniei, județul Argeș și județul Alba. S-a dezvoltat bine, deși nu atât de rapid, și s-a acomodat în special în pădurile din zonele de dealuri joase și coline, precum și în pădurile de câmpie cu umiditate relativ crescută, spre deosebire de arealul originar, stâncos și destul de arid. Cu toate acestea, evită zonele cu prea multă apă și nu înoată decât în cazuri cu totul excepționale. Muflonul are simțuri foarte bune, precum și o agerime și sprinteneală surprinzătoare pentru cei ce se lasă înșelați de înfățișarea sa aparent greoaie. Suntem în pădure, am pornit la vânătoare de animale sălbatice, dar nu cu pușca, ci de data aceasta cu camera, nu că am fi noi vânători. Prin spatele nostru tocmai a trecut un grup mai mare de cerbi, masculi și femele. Această amenajare, eu am gândit-o mai mult ca și experiment, și pentru noi, și pentru comunitățile din jur. Eu am foarte mare încredere și speranțe că astfel de exploatații sunt una din soluțiile de dezvoltare a județului nostru și atunci o abordez așa mai mult. Adică nu mă interesează foarte mult aspectul de a obține un profit. Îl abordăm doar din punct de vedere al experimentului, adică să realizăm
ce s-ar putea face, cât s-ar putea obține, în ce timp și cu ce cheltuieli. Asta o facem pentru că nu este una din activitățile de bază, ca să spun așa, sau activitățile generatoare de venituri. Este una dintre activitățile în care, așa cum am spus, am investit, am pus suflet și ne luăm energiile de aici. Cei care vor să ne viziteze sunt primiți cu mare drag, pentru că ăsta este unul din obiectivele pentru care am făcut-o, ca lumea să vadă, să înțeleagă fenomenul și să-și dorească să crească așa ceva și să împărtășim din experiența pe care am acumulat-o. Pentru că atunci când noi am făcut această exploatație, nu am avut de unde să culegem informații de la noi din zonă sau din țară, pentru că sunt atât de puțini care fac și toți sunt oarecum la început, nu au o experiență, că este foarte, foarte greu. Vizitatorii pot beneficia de servicii de cazare și de servire a mesei? Da, noi avem două locații făcute, una este chiar în pădure, este o cabană de vânătoare destul de modernă pe care o vom și prezenta și avem și în oraș încă o locație. În total avem 20 de camere care sunt, să zic eu, de 4 stele, condiții moderne, bucătărie foarte bună. Echipa de bucătare a restaurantului este experimentată în prepararea cărnii de vânat, care are o cantitate mare de proteine și puțin colesterol. Gustul este mai intens și mai aromat decât al oricărui alt sortiment de carne. La pensiunea Ida, dedicarea este soluția pentru preparate gustoase și diversificate. După o ieșire în natură, cum este cea de care am beneficiat noi astăzi, vizitatorii se pot retrage la cabana vânătorească să se relaxeze. În spațiul exterior găsim un bar, șezlonguri și zonă pentru grătar și proțap. Cabana din pădure a fost gândită special pentru căutătorii de locuri în care se practică turismul cinegetic. Este decorată în stil vânătoresc și are 10 camere moderne cu baie proprie, o zonă de servire a mesei și cramă. Ca elemente decorative s-au folosit trofee de animale.
Cea de-a doua unitate de cazare, pensiunea Ida, este situată în centrul orașului. Mergem împreună și în interior. Pensiunea Ida este o locație de lux, evaluată la 4 stele. Pensiunea pune la dispoziție restaurant și bar, centru spa și wellness, sală de conferințe, precum și o terasă și parcare privată. Camerele sunt spațioase, modern mobilate și dotate cu aer condiționat, televizor cu ecran plat, internet gratuit și baie privată. De asemenea, camerele sunt prevăzute cu zonă de relaxare, iar oaspeții proprietății au la dispoziție o cadă cu hidromasaj și saună. În apropierea pensiunii Ida se află o altă zonă de agrement amenajată de afaceristul Ion Iordache, un grup de lacuri pentru pescuit cu o suprafață totală de aproximativ 30 de hectare, amenajate corespunzător și populate cu pește. Începând cu anul 2019, accesul este permis aici și pentru pescuit sportiv. Zona este impresionantă și extrem de valoroasă datorită unui experiment cu totul inedit. Un lac populat cu sturioni aduși din America, aclimatizați într-o stație de cercetare din țara noastră. Peștii au fost aduși în gorj în urmă cu 4 ani și s-au dezvoltat foarte bine din punct de vedere al creșterii. Modul în care evoluează întreaga populație este greu de urmărit, pentru că este predispusă atacurilor păsărilor sau chiar al vidrelor. Însă Ion Iordache speră ca sturioanii să ajungă la maturitate și să extragă icre negre.